Dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața ascultătorilor Radio Cluj. Domnule Bonțidan, haideți să o luăm în ordinea priorităților, ca să spunem așa. S-a încheiat școala și puteți să trageți concluzii cu privire la transportul elevilor cu autobuzele școlare. Dacă ne puteți face o situație așa, da, ca să vedem cum stau lucrurile. A fost un an școlar cu multe provocări, așa cum știe toată lumea, cu COVID-19, cu școli închise, redeschise. Închise, redeschise, cursuri online și așa mai departe. Totul s-a încheiat, zic eu, cu bine într-un final și elevii sunt în vacanță. Ceea ce privește transportul elevilor din clasele 0-4 cu autobuzele școlare, am avut, așa pe perioada pe care noi am parcurs-o și am desfășurat activitatea, am avut o creștere față de perioade ale anilor anteriori, ceea ce denotă că tot mai mulți părinți au încredere în acest sistem și își trimit copiii la școală cu autobuzele. Aș vrea să vă informez că pe cele 14 trasee pe care noi le desfășurăm activitatea au fost transportați 69.274 de elevi și 2.442 de adulți. Adulți, discutăm despre părinți care însoțesc unii copii și de asemenea învățători, profesori care circulă cu aceste autobuze școlare. Ceea ce este important este faptul că nu am avut niciun eveniment în această perioadă. De asemenea, este important faptul că am reușit să ducem la timp toate aceste autobuze, astfel că nu s-au înregistrat întârzieri ale elevilor la școli. De asemenea, un lucru extrem de important este acela că numărul fiind în creștere al elevilor care folosesc aceste autobuze școlare, scade numărul autoturismelor care acces spre zona centrală a municipiului. De fapt, acesta este și un scop al nostru și intenționăm din toamnă, adică deci în perioada aceasta de vacanță, să reanalizăm puțin sistemul, să vedem dacă se impune să mai suplimentăm pe anumite trasee, în așa fel încât să încercăm să acoperim toată raza municipiului Cluj-Napoca cu aceste autobuze școlare și să reducem pe cât posibil folosirea autoturismelor în zona centrală a municipiului. Vă gândiți oare să extindeți acest serviciu și pentru elevii de gimnaziu, să spunem? Elevii de gimnaziu au posibilitatea de a circula cu celelalte autobuze în mod gratuit. Aici ne axăm pe această categorie de copii pentru că este o categorie mai sensibilă și n-am vrea să amestecăm lucrurile pentru că ei se simt bine așa cum am început noi proiectul. Părinții au încredere și așa că vom continua deocamdată cu acest proiect, deci clasele 0-4. Încă un subiect foarte interesant pentru ascultătorii noștri se referă la supraimpozitoarea atât la clădiri cât și la terenuri. În ce fază ne aflăm anul acesta și care este situația? Da, deci dacă la clădiri avem deja experiență de 3 ani de zile, de 4 ani de zile, legat de supraimpozitarea clădirilor care prezintă un grad ridicat de degradare și pun în pericol siguranța pietonilor, din acest an, de fapt anul trecut a fost adoptată o hotărâre de Consiliu Local, hotărârea 946 din 2020 pentru supraimpozitarea terenurilor. De ce a fost adoptată această hotărâre de Consiliu Local? Pentru că foarte multe terenuri din municipiul Cluj-Napoca nu au fost întreținute de 10 de ani. Există un pericol și acolo, ținând cont de anumite plante, spre exemplu ambrozia sau alte pericole care pot exista prin neîntreținerea acestor terenuri, consilierii locali și împreună cu executivul primăriei au adoptat această hotărâre de Consiliu Local, astfel că în acest an au fost evaluate 210 terenuri și au fost deja somate persoanele proprietare a acestor terenuri. Și din aceste 210, 180 de terenuri au rămas pentru a fi supuse supraimpozitării. Cât crește impozitul pentru un teren? Terenul poate crește cu până la 500% funcție de... Deci la fel ca și la clădire. La fel ca și la clădire este... Se fac exact aceleași evaluări periodice și dacă se constată, spre exemplu, că până în perioada de reevaluare, adică până în luna, la sfârșitul lunii noiembrie, dacă aceste terenuri au fost curățate, sigur că ele nu vor intra la supraimpozitare, dar dacă nu au fost curățate, atunci vor intra la supraimpozitare. Sau au proprietarii posibilitatea să
anunță primăria că și-au pus terenul în ordine? Sigur că da, toți acești proprietari au fost somați. Ei au toate datele noastre de contact, au posibilitatea de a ne comunica telefonic, online, deci există multe posibilități de a ne comunica faptul că și-au îndeplinit sarcinile, să spun așa. Noi sperăm cât mai mulți cetățeni să procedeze la curățarea acestor terenuri, pentru că este spre binele tuturor. De asemenea, legat de supraimpozitarea clădirilor, în acest an au fost evaluate 1467 de imobile și au rămas propuse spre supraimpozitare 107 imobile cu 530 de proprietari. Așa, după cum ați observat și dumneavoastră și cetățenii municipiului Cluj-Napoca, foarte multe clădiri din municipiu au fost renovate, recondiționate, să spun așa, în ultimii 4 ani, ceea ce denotă că există o responsabilitate a proprietarilor acestor clădiri. Sunt străzi întregi pe care au fost reabilitate clădirile și este un lucru bun pentru că au fost eliminate acele pericole. Știm bine cu toții că în perioada, mai ales în perioada de iarnă, când se formeau sloiuri de gheață sau exista posibilitatea de a cădea ornamente despre aceste clădiri și au fost situații în care am avut inclusiv persoane accidentate din această cauză. E, prin acest sistem de supraimpozitare, unii proprietari înțeleg foarte bine și foarte rapid, noi îi sprijinim și stăm de vorbă și pe parcursul anului cu fiecare dintre dumnealor, și le acordăm sprijin atunci când au nevoie de autorizații de construire sau când, știu, au alte probleme pe care trebuie să le gestioneze în primărie. Domnul primar Emil Boc tratează cu prioritate aceste lucruri și vom continua și în acest an. În ceea ce privește deșeurile și rampele ilegale de gunoi, întotdeauna este un fel de luptă permanentă, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg că ar fi mai ieftin să ducă deșeurile în locuri special amenajate. Da, și să nu pună în pericol pe ceilalți cetățeni. Ei, să știți că această problemă nu este doar în România. Și am avut ocazia să văd în săptămâna trecută, noi avem un proiect la nivelul Ministerului Dezvoltării, un proiect pentru reformarea poliției locale. Și am ales, în cadrul acestui proiect, am ales ca parteneri pentru a ne inspira cu lucruri bune, am ales Poliția Municipală franceză. Și am avut o săptămână de întâlnire acolo, la Ministerul de Interne, la centre de pregătire, la secții de poliție. Și vreau să vă spun că, printre altele, o problemă destul de importantă pe care o au și ei este această problemă legată de gestionarea deșeurilor. Și chiar mi-au arătat fotografii cu mormane de moloz aruncate pe câmp sau în zone verzi, așa cum, din păcate, mai găsim și la noi încă. Ei, această chestiune reprezintă o prioritate pentru noi, pentru poliția locală, și nu de aceea insist de fiecare dată să discutăm despre această problemă, pentru că ne afectează pe toți. În acest an au fost descoperite până în prezent, deci suntem la jumătatea anului, 585 de rampe clandestine. La aceste 585 am identificat autorii. Sigur că acolo ce pățește cineva care face deci așa ceva? O amendă până la 6.000 de lei și, sigur, măsură complementară, curățarea zonei. Dar nu știu dacă merită pentru 2 saci de moloz sau 4 saci de moloz în momentul în care îți recondiționezi un apartament. Este mult mai simplu. Avem cele două centre unde se duc aceste deșeuri. Este în mod gratuit, nu te costă nimica. Și este mult mai simplu decât să arunci în parcuri sau în pădurile din proximitatea municipiului. Să le amintim ascultătorilor noștri unde se găsesc aceste locuri, unde primăria preia gratuit. Deci în Mănășturi, și pe strada Bucium și pe strada Fabricii sub podul Terapia. Acolo. Dar în Mănășturi, pe strada Bucium, din câte știu, s-a desființat odată cu începerea lucrărilor la conservator. Da, urmează să se reloce și vom comunica această locație în scurt timp. Aș vrea să vorbim și despre situația de pe strada plopilor. Au venit de la ascultătorii noștri mai multe sesizări. Se taie foarte mulți plopi de acolo, din spatele Parcului Rozelor, din cauza unui proiect imobiliar. Ce știți dumneavoastră despre această... Știu că există acel proiect imobiliar acolo și, de asemenea, colegii mei au fost în verificări acolo. Acei arbori, acei plopi care sunt tăiați, au autorizație pentru a fi tăiați. Deci, din punctul nostru de vedere, este legal. Mă asigur că nu noi dăm aceste aprobări, doar noi avem posibilitatea de a verifica dacă sunt în legalitate.
Și aș vrea să vă mai întreb și despre ce se va întâmpla cu traficul în zona Pieței Unirii când vor începe lucrările de pe Universității și de pe strada Cogălnicianu. Da, sigur că acolo există o problemă destul de importantă pentru că sunt mai multe școli care funcționează în zona respectivă, însă vom găsi posibilitățile ca să acceadă și copiii la școli și sigur că autoturismele vor fi restricționate în zona respectivă, vom folosi strada Napoca, Piața Unirii Eroilor, vom folosi strada Avrameancu, în așa fel încât să lucrările să se poată desfășura cu rapiditate și să se termine, să finalizeze cât mai repede acele lucrări. Însă pot să vă asigur că va fi o zonă superbă în momentul în care vor fi finalizate lucrările. Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi, domnul Marcel Bonțidean. Mulțumesc și eu, vă doresc o zi bună și răcoroasă. Șeful Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca.